Aș vrea să vă rog acum să veniți cu întrebări și dacă nu, puteți să vă notați și numărul meu de telefon și adresa mea de e-mail și să puneți întrebări și dacă sunt mai private, în mod privat. Dar acum, întrebări publice. Da? Este bursa o investiție riscantă? Da. La bursă sunt două feluri de investiții. Este investiția pe termen lung și este investiția speculativă. Sau este investiția și specula. Bursa în forma speculativă este riscantă. Bursa în forma investiției, adică cumperi acțiuni și o să le răscumperi peste 5 ani, 10 ani, nu. Este o investiție bună pe care o poți face, dar care este o investiție. Nu este să câștigi de azi pe mâine sau ceva, așa ceva nu recomand, pentru că împreună cu profitul potențial care este, este și riscul potențial. Întotdeauna a existat această paritate. Da? La ce v-ați referit când ați tot apărut cuvântul investiții? Da. Exact ce, la ce vă gândiți? De exemplu, la investiții. Ce aveți în... Că am înțeles că cele riscate, sigur, da, unde ideați da, pe mâine sau nu muncești deloc. Da, probabil că cel mai bun răspuns este să vă dau câteva exemple de investiții. În primul rând, cumpărare de teren. Cumpărarea de teren este o investiție și dacă aș fi să mă leg de versetul din Proverbe în care spune omul de bine lasă moștenitor pe urmași, e foarte bine să ai ceva care să lași urmașilor și dacă poți, și terenurile intră în categoria în care nu sunt foarte scumpe, dacă poți să cumperi un teren, este o investiție bună care poți să o lași. Investițiile este ceva ce poți lăsa urmașilor tăi, în sensul acesta. Adică nu mă apuc să fac speculă sau ceva, ci vreau să las moștenire celor care sunt după mine. Cred că fiecare își poate da răspunsul la întrebarea asta pentru că știe, dar cred că cea mai bună definiție, cea mai bun exemplu este să începi să dai, să dăruiești ca să vezi limita de zgârcenie pe care o ai. Cumpătarea nu se raportează sau nu este în termenii dărniciei. Acolo nu avem de discutat cu cumpătarea. Acolo, dacă poți să fii darnic, este cât mai mult. Ei, când nu poți să dăruiești, ești zgârcit. În măsura în care poți să dăruiești, mai mult sau mai puțin, ești un om cumpătat, să zic așa. Adică, mai ales că, din perspectiva, ești mulțumit pentru ceea ce ai și vrei să oferi și altora din ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Se tot spune că mai bine o rată decât o chirie. Dar sunt calcule bazate pe sezonalitate. Adică, la un moment dat, cum e acum, de exemplu, când ratele dobânzilor sunt mari, ratele de împrumut sunt undeva mai jos decât chiriile. Sau chiriile au crescut foarte mult și au depășit ratele. Dar este vorba de sezonalitate. Întotdeauna cea mai bună variantă este să îți iei ceva. Dar nu ceva ce vei avea nevoie peste 10 ani, ci ceva ce te mulțumește astăzi. Adică ideea este să știi să te întinzi cât îți ajunge plapuma. De exemplu, dacă o familie se căsătorește și adună ceva bani, dacă poate să cumpere o garsonieră și nu un apartament cu 3 camere, este foarte mare lucru. Nu trebuie să se uite la vecinul și să zică vecinul meu are apartament și vreau și eu, ci trebuie să își limiteze dorințele, să zic așa, la ceea ce se poate. Este foarte recomandat să începi cu puțin. Mai mult,
Am sfătuit pe unii de să-și găsească și variante alternative la creditul bancar. Și am zis, uite, tu ai jumătate din sumă, câți prieteni de-ai tăi ți-ar putea da împrumut câte 100 până la 1000 de euro? Nu mult, nu mult încât să fie o problemă pentru ei, ci o sumă. Și au fost situații în care au găsit câțiva prieteni, le-au dat 100 de euro, au făcut un grafic și au spus peste 6 ani, în luna martie, o să primești 100 de euro înapoi. S-au ținut de cuvânt și au cumpărat casă doar cu ajutorul celorlalți. Nu încurajez împrumutul excesiv, adică o sumă peste 1000 de euro, care deja este foarte mult, ci încurajez ajutorul multora. Adică cât mai mulți să pună mâna pentru ceva. Dacă îmi cere cineva 100 de euro că vrea să-și cumpere apartament, bineînțeles că va trebui să-și adune mulți oameni ca să-și cumpere apartament cu câte 100 de euro primit, dar presupunem că el mai are jumătate. Eu voi da bucuros și voi zice 100 de euro cu sau fără și probabil că mulți ar putea gândi așa. Dar dacă vine și îmi cere 20.000 de euro, voi sta de câteva ori să mă gândesc dacă persoana este de încredere și așa mai departe. Deci nu-i vorba de sume foarte mari, ci e vorba de mărunțișuri completate la ceea ce este. Dacă cineva vine și spune n-am nimic și vreau să-mi iau, îi spun îmi pare rău, dar nu pot să te ajut, pentru că dacă nu știi să adun până aici nimic, înseamnă că nu poți să gestionezi, să fii de încredere mai departe. Adică vreau să completez doar la ceea ce spuneam și cu copiii. Dacă vreau o bicicletă, spuneam pui tu jumătate, pun și eu jumătate. Adică te ajut, dar trebuie să dovedești că tu ești credincios în lucrurile respective. Da? Da, vă rog. Puteți dezvolta puțin cum vedeți dumneavoastră zeciuiala, dărnicia și îndrăstenie, ați făcut, cred că, 3 categorii. Da. Din 5 categorii de utilizare a banilor, 3 sunt în domeniul ăsta. Da. Zeciuiala este 10%. Nici mai mult, nici mai puțin. Nu este 20% zeciuiala, e numai 10%. Și nici 5%. Cineva foarte încurajat după un seminar din ăsta vine și îmi spune, zice, frate, până acum am dat a 10-a parte, acum o să dau a 20-a parte. Asta e numai 5%. Era așa de încântat încât în socoteala lui n-a gândit corect. Deci el propusese 5% și am spus, frate, dar mai bine să dați a 5-a parte, nu a 10-a parte, adică 20%, decât să dați așa. Deci zeciuiala este fixă și zeciuiala este o relație dintre mine și Domnul. Ea merge obligatoriu la biserică, la biserica unde crești spiritual și nu se împarte în alte subunități care se ducă în alte părți. Să zici, Domnule, eu pun 3% la biserică, 3% dau la organizația cutare, 1% dau acolo, nu. Zeciuiala merge la biserică și este o disciplină pe care Domnul mi-o vrea numai ca să-mi câștige inima. Nu-i trebuie la Domnul banii mei. La Domnul îi trebuie inima mea. Dar Domnul vrea să-mi câștige inima cu orice preț în măsura în care eu aduc și jertfesc asta. De acolo încolo, dacă rămân din tortul acela, pentru mine și casa mea, de acolo, dacă rămân, mă duc și fac dărnicie, investiții sau economii și milostenie. Acelea sunt, hai să zic, după credincioșia mea. Dacă Domnul îmi dă mai mult să administrez, bineînțeles că îmi va crește procentul de dărnicie sau procentul de milostenie, dar acestea vor fi proporționale cu puterea de după ce mi-am asigurat zeciuiala și familia. Acestea sunt importante. Zeciuiala și familia sunt importante. După aceea rămân celelalte 3, dărnicie, investiții și milostenie. Doar din excedent. Adică, să zicem, câștig... Da, da.
Cât se poate, nu. Exact asta vreau să zic și eu. Cât se poate, nu. Care sunt, ar fi niște principii de a ne lega la datorii? Ca să vedem, odată am insistat asupra aspectului. Dumnezeu poartă de grijă. Am pus și filmulețul acela și probabil că ați înțeles ideea în mare ce înseamnă că Dumnezeu poartă de grijă. Ca și credincioși, noi trebuie să știm că Dumnezeu controlează istoria prin lucruri care mi le permite sau care nu mi le permite. Dumnezeu îmi îngăduie să-mi câștig pâinea pentru că am fost credincios lui sau îmi îngăduie să trec printr-o perioadă de încercare. Bun, n-am intrat acum să discutăm de ce sunt oameni săraci, de ce sunt oamenii bogați. Dar există disciplinare. Sunt mai multe condiții, printre ele este și faptul că Dumnezeu vrea să mă disciplineze la un moment dat pentru neascultarea mea și pentru că neascultarea mea a fost într-un anumit... Și dacă vreți, toată istoria poporului Israel este aceasta a împăraților. Când împăratul a fost credincios, țara a prosperat. Când împăratul n-a fost credincios, țara a ajuns o ruină. Ați observat asta. Și asta se întâmplă și astăzi. În primul rând, Dumnezeu promite să dea celor credincioși, ispravnicilor credincioși. Dacă la un moment dat în viața mea este neputință, suferință, n-am suficienți, dacă mă voi duce să iau credit ca să forțez mâna lui Dumnezeu, să știți că mai rău îmi voi face. Dacă însă creditul acela vine în completarea unei încredințări, că Dumnezeu îmi va purta de grijă. Știți ce înseamnă un credit? Înseamnă să vin ziua de mâine. Înseamnă să spui, mâine voi avea cutare, ce spune Iacov? Mâine mă voi duce și voi face cutare sau cutare afacere. Înseamnă să vin ziua de mâine. Asta înseamnă creditul. Să zici, eu știu ce se va întâmpla mâine. Nu știi. Și de aceea Dumnezeu recomandă, și am spus acolo câteva, vreo cinci lucruri care Dumnezeu le condamnă vis-a-vis de datorii. Da, trăim într-o societate în care este necesar din când în când să adaug. Și atunci, eu am zis, înțelegând situația, că în primul rând voi căuta alternative. Și am cu cei cu care am discutat în privat, despre situația lor financiară, în marea majoritate, nu știu dacă în proporție de 10%, a fost ultima variantă să ia și completare credit. Dar am căutat variante creative, alternative la credit. Și am zis, creditul nu te ajută, dar hai să ne rugăm Domnului să ne deschidă alte uși. Și au fost alte uși, de tipul încă o activitate suplimentară care aducea încă bani în plus. A fost varianta să găsească o locuință, să căuta apartament și să găsească un apartament mai ieftin cu o diferență semnificativă de bani. După ce ne-am rugat, Dumnezeu a deschis lucrurile astea. Au fost variante în care s-a dus și și-a cumpărat ceva în proximitatea Clujului, la țară, și după ce copiii, asta a fost la început, și după ce copiii au crescut să meargă la școală, a vândut acolo și și-a cumpărat în Cluj. Bineînțeles, cu diferențele corespunzătoare, dar variante creative și nu neapărat prima alergare la credit. A fost, v-am spus, și situații în care i-am lăsat și am spus, pentru ultima parte de 20% din datorie, poți merge la credit. Dar creditul să nu te împovăreze și să nu-ți pună în pericol familia și existența. Creditul să fie acolo doar o completare la nevoile tale și nu modul tău de existență. Creditul n-ar avea voie să depășească un 20% din totalul venitului. Chiar dacă banca îți permite 40%, eu recomand să nu luați credit mai mult de 20% din cât câștigați acum. Da, există și varianta aceasta, dar mai întâi trebuie să te pui în rânduială cu Dumnezeu. Înainte de a merge să faci lucrurile astea, stai înaintea Domnului și spune, Doamne, n-am alte alternative, n-am alte variante. Uite-te, astea sunt. Deschide mintea, ochii, să văd
ce ai tu pentru mine și de ce mă treci pe aici? De ce vrei să mă duc să iau credit? Și poate că Domnul îți deschide alte oportunități înainte de a începe să fii rob. Înainte de robie, trebuie să existe și alte variante. Bun, în ultima instanță poate fi, că nu sunt absurd să spun, nu există variante. Am cunoscut mulți oameni, mai ales după problema francilor elvețieni. Foarte mulți oameni au venit la mine și au spus, am luat credit în franci elvețieni, după 5 ani am plătit ratele și astăzi mai am de dat la bancă mai mult decât am avut de dat la început. După 5 ani a plătit lună de lună și aveau de dat la bancă mai mult decât aveau la început. Și am spus, trebuie să găsim. Și una dintre situații, vreau să spun, a fost nu pot careva dintre familiile, dintre neamurile tale să te ajute cu un împrumut. Și a fost foarte interesant. Au venit peste câteva zile și au zis, ba da, am găsit pe cineva la satul mare care poate să mă ajute. Să-mi dea banii care îi datorez la bancă. Nu era o sumă, era vreo 30.000 de euro. Îmi dă 30.000 de euro și uite, ne-am făcut un plan și în 3 ani o să-i dăm înapoi. La bancă aveau de dat 30 de ani și i-au dat în 3 ani. I-au dat în 3 ani, că n-aveau dobândă, n-aveau și n-au mai aveau presiunea că se devalorizează și că se convertește din aia în aia la altă și așa mai departe. Am discutat cu foarte mulți oameni care au venit plângând din cauza creditelor. Foarte mulți oameni. Am crezut că este doar ceva ce mi se pare mie. Și până la urmă am învățat că este o durere. O durere să fii rob, așa cum spune. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Vă rog să rețineți aceasta. Învățați-i pe copii asta. Dar trebuie, în anumite situații, pe ce rămâne, trebuie și varianta aceasta, însă nu cu asta începem. Rugăciunea e primul lucru. Da? Da? Nu, nu. Tocmai de aceea ești astăzi aici. Că Dumnezeu vrea să-ți îndrepte căile. Niciodată Dumnezeu nu condamnă un om pentru ce n-a cunoscut. Ci doar din momentul în care îți deschide ochii Dumnezeu, din momentul acela ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Ei, de astăzi înainte Dumnezeu ți-a făcut de cunoscut că tu trebuie să începi să dăruiești. Dai, nu ai bani, dai timp. Ai ceva, ai putere. Frate, vin să te ajut la tăiatul lemnelor. Frate, vin și Dumnezeu va purta de grijă. Vorbeam de fata aceea, dacă ar fi să compar pe toate fetele din generația ei, astăzi este cea mai realizată persoană. Crescută la casa de copii, dar a început să dea. Și a mers să dea și a stat cu sora în vârstă și a stat cu copiii la altă soră care trebuia să meargă la servici și a stat și a ajutat și până la urmă a fost iubită de toți și apreciată și a fost o persoană cu totul și cu totul și cu totul specială. Dumnezeu poate să facă foarte special din tine. Da? De important în biserică să creăm anumite cadre în care aceste învățături să fie discutate în, la dumneavoastră la biserică, în grupe mici, faceți conferințe. Cum îți, dacă ne puteți spune un pic de... Nu predicați asta în fiecare duminică? Nu predic în fiecare duminică. Am avut serii de studii pe ele. Am avut, de exemplu, pe temele astea am avut 10 întâlniri pe care le-am dezvoltat pas cu pas pentru că aici am galopat. Și în materialul care l-ați primit veți întâlni și teme pe care nu le-am abordat deloc. De exemplu, întotdeauna este bine în decizii să iai aminte la glasul soției. Pentru cei căsătoriți e foarte important. Dacă Pilat ar fi luat aminte la glasul soției, dacă soția lui Nabal ar fi, dacă Nabal ar fi ascultat de glasul soției și așa mai departe, era foarte bine. N-am abordat subiectul ăsta pentru că nu era în tematica noastră, dar sunt lucrurile acestea. Ei, e foarte important cu regularitate
probabil anual, să existe o întâlnire. E suficient. O întâlnire anuală în care să reîmprospătăm anumite lucruri și care să discutăm anumite lucruri. E foarte important din când în când. Din două motive. În primul rând, se schimbă oamenii. Adică unii vin și unii pleacă. Și e foarte important, am văzut asta, că în biserică la noi au venit unii în ultima generație și când spun, uite, dar noi am studiat asta. Dar noi nu eram atunci. Trebuie să existe o ritmicitate. Iar al doilea motiv pentru care este așa, trebuie să înțelegem că inima omului este suficient de coruptă ca să lase mai moale. Am învățat astăzi și astăzi suntem entuziasmați și vom spune, gata, mergem acasă să facem ceea ce ne-a învățat Dumnezeu. Mâine mai puțin și pentru că inima omului coruptă trebuie din când în când să reamintești. Vreau să vă întreb. Da. Tehnică, sfătuiți o rată mare pe termen scurt sau o rată mică pe termen lung? Mă, eu sfătuiesc nicio rată. Da. Dacă o rată e foarte mică, o rată pe 30 de ani, dar foarte suportabilă, gen 150 de lei, e posibil ca după 10 ani devalorizarea să ajute să fie propice pentru a stinge creditul rapid. Exact. Asta este o variantă și dacă aveți credit, e foarte bine să-l restituiți anticipat. Adică să fiți atenți când luați creditul, să fie o clauză în care spune creditul se poate restitui anticipat. Și atunci, aveți rata de 200 de lei sau 500 de lei pe lună și aveți în luna respectivă disponibil 600, 700 de lei. Plătiți 700 de lei și în loc de 30 de ani se adună, se face 25. Plătiți mai mult și în loc de 25 se face 20. Și plătiți și mai mult și se face 10 și veți vedea ce bine respirați când scăpați de povara asta. Da, dacă aveți posibilitatea, ați luat un credit cu rată mică, dar aveți posibilitatea în fiecare lună să mai puneți ceva pe lângă rată, acolo este într-adevăr un câștig net. Cât mai mult. Trăiți smerit până ați scăpat de credit. Și aici, cum a spus dumneavoastră, dacă sunt bani de plătit extra la ratele alea, mai degrabă să scadă perioada decât să scazi rata. Da. Din dobânzele pe care exact, le exact, exact. Pentru cei care luați credit pe 30 de ani, de exemplu, un foarte scurt exemplu, primii 5 ani plătiți 90% din cât ați plătit, plătiți dobânzi. Și după 20 de ani, din 30 de ani, ați plătit probabil jumătate din credit. 20 de ani. Și în ultimii 10 ani plătiți ultima parte din credit. Deci, creditul te stoarce. Numai cine o trecut pe acolo știe ce înseamnă și am avut foarte multe situații în care oamenii au venit plângând la mine din cauza creditelor. De aceea, recomandarea este, dacă se poate, căutați toate soluțiile. În primul rând, rugați-vă, dar fără credit. Da. Vreau să întreb și eu ceva. Nu știu dacă ați constatat, dar asta e observația mea empirică. Microfonul e pornit? E pornit. Deci ceea ce constat eu este că tânăra generație este un fel de modă, nu știu dacă este modă, dar asta e observația mea, le place să socializeze și socializarea nu se întâmplă la unul sau la celălalt acasă, ci merg în oraș la cafea. Nu știu, dar o cafea în Cluj, 20 de lei, e așa, că zahărul ți-l aduci de acasă, probabil. Dar, deci de la 20 de lei în sus pornește o cafea. Ce sfat ați da unor asemenea tineri? Adică cu 20 de lei ai putea să cumperi câți covrigi?
Da. Acum, eu nu beau cafea și nici nu fumez. Dar și de aceea mi-e ușor să răspund la întrebarea asta, pentru că nu beau cafea, nu sunt așa. Ce se întâmplă? Beneficiul socializării este de apreciat și acesta. Adică n-aș merge să fim înguști și să zicem cu orice preț nu cheltuiți pe nimic și nu faceți nimic. Nu. Da, am zis de creativitate. Găsiți variante alternative, creative, de a face socializarea asta și cred că este foarte bine și ca din când în când să poată să se simtă că pot să facă gestul ăsta și să meargă afară, să meargă în oraș, să servească o cafea. Dar n-ar trebui să fie o regulă. Eu cred că un echilibru între cele două ar fi de acceptat. Adică libertatea de a merge și de a se bucura, dar în același timp, împreună cu gândirea tot timpul. Eu sunt oare ispravnic bun a ceea ce mi-a dat Dumnezeu? Oare banii care i-am dat eu astăzi pe cafea? Dacă puteam să ajut o persoană care trece prin dificultăți, nu era mai bine? Nu era mai după voia lui Dumnezeu cu banii ăștia? O asemenea introspecție ar fi foarte binevenită. Poate chiar din partea părinților. Uite, puteai să faci un gest frumos în numele Domnului Iisus cu banii ăștia și să ajuți o persoană sărmană. Sau nu neapărat una sărmană. Hai să adunăm toți tinerii banii care i-am dat într-o duminică la cafea. Suntem 20 de tineri și dăm 20 de lei pe cafea, 400 de lei. Dați 400 de lei la un frate în vârstă care se chinuie să trăiască din pensie și să vedeți ce legătură se face între persoanele în vârstă și cei tineri. Să vedeți atunci ce legătură se face. Pentru că, și zic tinerii, astăzi postim de cafea și mergem să ducem toți banii ăștia la fratele sau la sora care-i văduvă și să ajutăm. Să vedeți ce diferență mare face. Adică nu doar restricția nu faceți, că nu-i bună, ci creativ găsită alternativa. Da, adunați banii ăia, eu vă dau cafeaua pe gratis și mergeți banii ăia și duceți-i la o persoană, la cineva, faceți un proiect și ziceți, uite, în biserica noastră avem 5 văduve. Tot la 2 luni mergem și banii pe cafea îi ducem la văduva respectivă. Tot la 2 luni. Și luați-le la rând și dați. Și nu știu dacă veți fi refuzați. Nu cred că veți fi refuzați. Eu cred că v-ați fi o binecuvântare. Și o asemenea proiect poate fi foarte simplu. Adică creativ. Am insistat mult pe creativitate, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și suntem creativi și avem atâtea idei, poate mai puțin în domeniul ăsta, pentru că nu ne interesează, adică avem bani în buzunar suficient și nu ne interesează, dar noi suntem responsabili, suntem administratori ai banilor și în fața Lui Dumnezeu vom da socoteală. Când am avut banul și l-am dat pentru plăcerea mea în loc să-l dau pentru împărăția Lui, voi fi responsabil. Trebuie să mă gândesc și în perspectiva asta. Da? În cuvântul lui Dumnezeu, în Proverbe, scrie o bogăție mare câștigată fără tu. Da? Nu dăinuiește, așa este. Dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Așa e. Acum, vremurile pe care le trăim nu încurajează răbdarea din punctul ăsta de vedere. Ce i-ați sfătui pe tineri? În primul rând, i-aș sfătui să discute între ei. Deci, mie mi se pare că elementul principal între tineri este că nu se discută asemenea subiecte între ei. Un fel de dare de socoteală. Adică, asta sunt eu, astea sunt resursele mele, sau așa, ăsta câștig, sau într-un fel. Cum vedeți voi că am putea folosi mai bine pentru împărăția lui Dumnezeu? Cred că, în primul rând, o relație din aceasta de dare de socoteală, o relație de legătură frățească, ar putea ajuta foarte mult. Apoi, această dare de socoteală i-ar ajuta și să fie mai atenți cu risipa. Pentru că este, cum spuneați și în Proverbe,
posibilitatea foarte ușor a unei bogății care se câștigă peste noapte, peste rând, să fie risipită. Asta se câștigă bine, mai ales în IT, mai ales în domenii în care se câștigă bine. Dar asta nu înseamnă că și mâine va fi la fel. Și dacă eu nu învăț astăzi să fiu un administrator eficient al lucrurilor, voi fi și mâine. Deci, dare de socoteală, administrare, dar mai mult aș vrea ca tinerii să construiască proiecte pentru a ajuta pe cei în vârstă sau a ajuta... Ideea de mai înainte, cred că aș lega-o în contextul ăsta. De ce? Foarte multe biserici se plâng că la noi în biserică este ruptură între bătrâni și tineri. Știți de ce? Pentru că proiectele și ideile lor sunt diferite. Dar dacă am pune legătura aceasta financiară între tineri și bătrâni, eu cred că lucrurile s-ar vedea cu alți ochi. Adică un frate care învățat, să critique pe tineri, că nu știu cum și așa, în măsura în care tinerii l-ar ajuta și-ar schimba radical vorbirea. Sau un tânăr care neglijează pe bătrâni, după ce ajunge la el în casă, și vede situația în care trăiește și face comparație cu cât de risipitor este el, tânărul, și cât de la limită este fratele sau sora în vârstă, în momentul acela schimbă radical percepția despre bătrâni și așa. Eu cred că asemenea experiențe trebuie încurajate de folosire a banului. Pentru că banul nu ne este dat doar pentru egoismul nostru, doar pentru binele nostru. Banul ne este dat în primul rând, ca orice alt lucru, pentru slujirea semenului nostru. Și Dumnezeu ne cheamă la această responsabilitate de slujire. Bun, pot fi multe aspecte, dar în primul rând eu aș vrea această dare de socoteală. Dacă nu există interacțiuni, dacă nu este dezbatere, dacă nu sunt grupuri, dacă nu sunt frământări, orice proiecte am face nu se duc la final, pentru că dacă ziceți cine din tineri vrea să se înscrie în proiectul de așa și veți vedea că nu, dar dacă încep frământările, încep durerile, încep întrebările, abia atunci tinerii vor fi gata să răspundă la nevoi. Cred că o biserică poate fi unită și prin bani, așa cum poate fi tot așa de bine și împrăștiată prin bani. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu poate să... Și acum, din nou, pentru că frații în vârstă au posibilitatea să se roage, îi îndemn să se roage, rugați-vă pentru tineri și rugați-vă pentru tineri ca să capete o minte corectă a ceea ce înseamnă a fi ispravnici a lucrurilor primite de la Dumnezeu. Și veți vedea că beneficiul parteneriatul acesta. Rugați-vă pentru ei și ei se vor întoarce rugăciunea cu binecuvântări. La milostenie. Da, milostenia este ceva, singurul lucru despre care Dumnezeu spune în Proverbe, cine dă celui sărac, împrumută pe Dumnezeu. Nimic altceva nu-l face dator pe Dumnezeu, nu-l împrumută pe Dumnezeu decât când dai săracul. Deci milostenia mie mi se pare unul din lucrurile foarte, foarte importante. Dar milostenia este legată de sentimentul de milă. De acolo vine milostenie, de la milă. Ei, sunt situații în care, într-adevăr, ai milă de cineva și mie mi s-a întâmplat. Mergeam pe stradă și nu mi-a cerut nimic. Am oprit pe om și am zis, vreau să-ți dau niște bani, că mi-e milă de tine. Și am dat bani. Și au fost situații în care, deși mi-a cerut, nu mi-a fost milă de el și nu i-am dat. Deci trebuie să fim foarte, foarte direcți și corecți. Se abuzează destul de mult de sentimentul acesta. Cu toate acestea e foarte important să avem milă și să dăruiești întotdeauna. Au fost situații când l-am oprit pe persoană, l-am dus la mine acasă să mănânce pentru că mi-a fost milă și... Mai mult decât el, probabil s-a așteptat să-i dau un leu. Și am vrut să-i fac mai mult. Și am zis, uite, hai să văd cu ce mai multe pot ajuta. Dar întotdeauna este bine să avem această milă. Dumnezeu a avut milă cu noi și noi să avem la rândul nostru milă cu cei nenorociți,
cei din jurul nostru. Vreau să vă dau un exemplu interesant. Petru și Ioan se duceau în ziua la rugăciune și au întâlnit un om. Și omul acela cerșea acolo, că așa era obișnuit. Ei, lor i s-a făcut milă de el, dar nu aveau argint sau aur. Dar mila le-a provocat un dialog cu omul respectiv. Hai să vedem cum te-am putea ajuta. Nu avem argint sau aur, dar avem ceva ce te poate ajuta. Ridică-te și umblă. E foarte important cu mila aceasta să ne raportăm la milostenie. Și nu neapărat, nu facem regulă cine cere de la tine. Bine, scrie în Biblie să nu întorci spatele celui ce vrea să se împrumute și cine cere să-i dai. Scrie. Dar nu facem regula în care spunem obligatoriu toate persoanele care abuzează. În partea aceasta de milostenie trebuie să fie persoane la care ajuți. Ci lăsați ca mila, ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Lui și să vă lumineze. Și să vă dea milă față de cei ce trebuie să fie ajutați. Dar, frații mei, scrie în Galateni, faceți bine tuturor, mai ales fraților în credință. Începeți de aici. Ideea mea este, biserica este chemată de Dumnezeu ca să, în primul rând, să se ajute în toate domeniile, nu doar în cel spiritual, și în domeniul acesta al administrării și al facerii de bine. Și încercați să ajutați mai întâi aici. Fie-vă milă de oameni din biserică. Și sunt. În orice biserică și în orice context sunt oameni pe care trebuie să-i ajutați și care trec prin dificultăți. Îi vedeți că stau mai posomorâți. Îi vedeți că nu discută. Mergeți la ei și întrebați, care-i durerea ta? Care-i necazul? Nu am bani de medicamente sau... Dintr-o dată se face milă. Și faceți, fără să știe stânga de dreapta, fără să faceți public, faceți din inimă. Apropo de acest îndemn, dumneavoastră încurajați împrumuturile între noi, între frați. Pentru că am auzit unii frați zicând, eu nu împrumut pentru că nu vreau să transform pe nimeni în rob. Și alții zic, am împrumutat, n-am făcut nimic și am pierdut. Nici nu se mai prefac, adică se prefac, nici nu mă cunosc. Da. Și atunci încurajați și dacă încurajați există niște reguli de care să ținem seama că da, este o regulă care rău. Da, este o regulă. Eu încurajez ajutorul, nu neapărat împrumutul și vreau să precizez de ce zic cuvântul ajutor și nu împrumut. Pentru că încurajez să dai atâta cât poți pierde. Atâta cât poți pierde, atâta să dai. Adică dacă îți permiți să pierzi 1000 de euro, dă 1000 de euro, dar nici într-un caz banii care i-ai dat să nu-ți afecteze relația cu el. Adică dacă nu ți-o putut da, dacă o s-o încurca, dacă nu s-o, așa, trebuie să continui să-l iubești, să poți să-l iubești. Dacă nu poți, din cauza 1000 de euro, nu-i da nimic mai bine și continuă să ai o relație bună cu el. Dar dă-i doar atât cât îți permiți să pierzi. Și consideră că banii aceia, dacă nu ți-i poate da, să fie iertat, și, dar nu dați sume mari și nu, decât dacă sunteți între rudenii și aveți proiecte speciale, între rudenii puteți gândi să vă ajutați așa, să-și cumpere casă sau ceva, dar încercați întotdeauna să puneți la dispoziția celor în nevoie sumele pe care le-ați putea pierde, care ar putea să fie disponibile și zici, ok, mi dă, nu mi dă, tot una este. Dacă nu poți să faci asta, nu-i da. Îi spui, pare rău, nu pot să-ți dau, n-am libertatea să-ți dau. Sau dacă știți o istorie a cuiva, n-am libertatea să-ți dau. Nu trebuie să-i spuneți, nici n-am, nici să nu-l mințiți, nu, nu. Spui, nu am libertatea să-ți dau banii respectivi și gata. Nu trebuie să aveți foarte multe explicații pentru asta. Deci, încurajez ajutorul între frați, nu încurajez împrumutul. Și ajutorul este în măsura în care poți să-ți permiți să nu-i mai primești înapoi.